Fugi, mă! Am venit doar să vă dau cu bună ziua, să nu vă deranjăm că am venit până sus. Bună ziua! Oare mușcă, mă, mușcă? E pat făcut cu țigări, cu toate alea. Salutare, prietenașilor, și bine v-am găsit! Cu voi este Varlam, prieteni, și astăzi a venit momentul pentru un alt videoclip. L-am aici invitat pe Răzvan. Salută lumea, Răzvane! Salut, salut, salut! Astăzi mergem să vizităm, să explorăm mai exact o moară abandonată aici, pe lângă piața Obor, oarecum în zona asta. În aproximativ 10 minute ar trebui să ajungem, așa că haide să nu mai pierdem timpul și am să-mi pun camera la piept în momentul în care ajungem acolo și dăm drumul la explorare. Din ce am văzut eu pe internet, au mai fost persoane acolo, dar acum 2 ani de zile ar fi un fel de bârlog al auroracilor. E plin de oameni ai străzii acolo, din ce am auzit. Poate nu-i prindem acolo astăzi, ar fi mult mai bine să nu-i prind pe acolo, dar asta rămâne să vedem împreună. Băi, fraților, cum s-ar spune, am ajuns. Avem o problemă, pentru că nu știu pe unde aș putea să fac intrarea. Vreau să vă dau și vouă un cadru. În mijlocul orașului Bucarest, văd că se și lucrează acolo, o parte din teren a fost vândut, se pare, dar moara încă e acolo și va trebui să găsesc un loc pe undeva, pe unde să sărim gardul, bă. Ești pregătit să faci câteva salturi. Și aici cred că se dă asta așa, că uite, nu e încuiată. Păi nu, dar aici e alt teren, cred că e vândut terenul în partea asta. Dar uite ce frumoasă e clădirea, adică... Păi e patrimoniu național, ca să știi. Deci ca să-ți faci o idee, e patrimoniu național aici, frate. Ne învârtim de vreo 5-10 minute în jurul acestei clădiri abandonate. Deja gardul e mai înalt, nicio șansă să-l sărim. Deci am înțeles, moara asta a fost construită în anul 1853, deci are peste 150 de ani vechime, fraților. Istorie. Și e imensă zona asta, am zis eu că e în zona pieței Obor, dar nu e chiar în zona pieței Obor. E în zona Obor și cam atât. Aș putea spune că asta e o intrare directă a oamenilor străzii pe aici, unde vom intra. Mă asigur așa să nu fie ceva oameni, să nu cheme careva poliția. Voi ce ați face în locul meu? V-ați aventura să intrați aici? Cam asta e priveliștea, așa de început. Cu siguranță, mamă, ce deja m-am panicat. Deci l-am auzit pe ăla cum face, deja m-am panicat. Hai, intră tu primul pe acolo. Uite pe oamenii acolo. Și ce are, mă? Hai. Nu-i nimic, nu? Intră, mă. Hai că vorbim cu ei. Bă, vedeți că vreau să... Păi, da, chiar. Deja ai văzut oameni pe aici, nu? Păi, da, chiar. Vreau să expărim și eu clădirea asta abandonată. Vorbim cu ei. Da, așa. După tine, tu primul. Ce? Tu primul. Salutare. Hai să filmăm și noi puțin zona asta pe aici, în regulă, nu? Adică să nu vă deranjăm cu, să nu vă deranjăm cu ceva. Mersi, mersi. Deci cam asta e prima priveliște, fraților. Erau ceva oameni pe aici, n-am oamenii treabă, ei sunt pe bere, sunt pe alea. Numai dacă vor să pună la treabă vreo prăduială. Ia vedeți, fraților, aproape gen mijlocul orașului București. Încă mai avem zone ca aceasta. Ia vedeți cum arată. Bombardament. Și practic nu prea au ce să-i facă, pentru că e patrimoniu național. Doar statul României ar putea să facă ceva cu toată zona asta. Hai să intrăm pe aici. Bă, deci nu realizez cum am putut să vin fără lanternă prin zonele astea. Chiar așa de Delilah să fiu. Aici, uite, puteți să coborâm la subsol. Aveam nevoie de o lanternă, ia vedeți cum arată aici. E jale, sper să nu ne facă ia vreo prăduială, să se adune toți între ei. Bă, ia dați-mă tot ce aveți pe voi, banii și toate alea. Că în ăștia nu poți să ai încredere oricum. Bine, le-am zis că filmăm. Oricum ai grijă când intri pe aici, mă. Hai, bacă-te! Tu pe înainte! Hai, ce să nu dai de careva pe aici. Hai, mă, bac de acolo. Ce e aici? Gunoi. Mergi mai în față. Bă, ce faci, mă, bossule? Te-ai panicat? Te-ai speriat. Bă, 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 fugi, 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 mă! Ce-ai făcut, mă? Dar mă, am zis că aici sunt și oameni ai străzii care trăiesc, au amenajate locul pe aici. Poate și deranjăm dacă mergem peste tot, dăm n-a să nasc cu ei. Trebuie să aduci tu câte o bere, un hamburger, cu culcușurile lor. Ba da, bă, iar încep cu mâncarea. Ce mâncare, ce hamburger să le iau? Nu le iau nimic, frate. Dacă făceam cu ei interviu sau ceva, le dădeam ceva, dar așa nu are niciun sens. Se practică, pot să spun, prostituția, drogăngeala, pentru că, uite, ai un sarafan aici de femeie. Ai văzut-o pe o să pui mâna pe... O rochie, dar ce are, mă, că te speli, te dezinfectezi. Ia vedeți ce priveliște din partea asta.
Deci că ești în fâșia Gaza aici. La bombardament. Sau Ucraina. Păi nu mai zici că ești în București, practic ești în inima Bucureștiului. Ia vedeți, vă dau o filmare așa, 360. Toate lucrurile adunate aici, grămadă, aruncate, ăștia sunt lucruri cărate de oamenii străzii. În partea aia, nu știu dacă are rost, hai să mergem direct pe arătură. Inima Bucureștiului, cum vi se pare? Încă mai avem clădiri de genul, frate. Natura a început să își intre în drepturi. Printre clădirile astea, uite, a crescut un copac acolo. Dai seama dacă e construit în 1853. Deci că a fost un fel de moară pe aburi sau cam așa ceva. Ia uite cum a crescut totul aici, au fost și incendii. Uite, astea sunt scările spre rai, știi? Ia uite, scările, tati. Faci o manevră, mă risc să urc pe scările astea. Să mă, că dacă nu s-au dărâmat într-o 150 de ani, nu se dărâmă nici acum cu mine. Asta practic uite e ce frumos, asta zici că e Hogwarts. Ce? Zici că e Hogwarts din Harry Potter, știi? A, clădirea? Da. Oricum clădirea, da, e mișto. Ia, hai să vedem. Intrăm direct în clădirea asta. Prin stânga și au mai fost câteva clădiri aici în partea asta construite, dar au abandonat, dar le-au spart, le-au dărâmat. Dar merge lumea pe aici, adică uite că e ipotecă cum ar veni, știi? Păi ipotecă mă, că aici trăiesc ei. Uite că i-au și dispărut de acolo, nu mai sunt acolo. Da, te produi ele, ține-te bine. Ia, vin pe partea aia, lată camera, ceas, telefon. Să ne înconjoare. Direct pe aici. Sunt multe lucruri aruncate pe jos și fii atent că are și subsol, bă. Adică asta e periculos. Uite, o minge, bă, un Artex. Fii atent. Stai că iau, vreau să iau mingea asta de aici. Dacă pot să o iau. Astea sunt locuri furate, găsite. Și oamenii străzii n-au nevoie de ele. Pur și simplu le lasă și ei pe aici. Ia uite, e desumflat, are câțiva ani buni. Hai, dă-o la cap. Nu aruncam, mă. Gata, mă, hai că am jucat și fotbal. La cap le-am. Nu intrăm acum acolo, pentru că vreau să-ți arăt un culcuș al oamenilor străzii. S-a dus uite, mingea partea asta aici. Ăsta chiar e un culcuș sau e ceva amenajat, nu reușesc să-mi dau seama ce e aici. Dar sunt puse niște ciolofane, un fel de pătură, o geacă. Și s-ar putea ca aici, în locul ăsta, dedesubt, fii atent, dedesubt aici, ăsta cred că e un fel de acoperiș. S-ar putea ca aici, a jos, să stea cineva aici și a acoperit acolo ca să nu plouă. Fii atent aici, da bă, stă cineva aici. Nu, n-are rost să intrăm, să interacționăm cu ei, hai. Dacă vrei, nu, dacă interacționez ai... eu. Hai, du-te. Întâmplă. Du-te, că te vorbim, te filmezi de sus de aici. Hai, mă, du-te. L-am trimis să-mi dau toială, frate. Le dau cu bună ziua. Dă-i câte o țigară. Întreabă-i de când stau aici, când are alea. Fii atent că l-am trimis la înaintare. Deci aici de sus avem... Bună ziua! Este cineva? Du-te, mă, jos, auzi ce vreau. Nu mă duc acolo, mă. Bună ziua! Se poate? Da, du-te, mă! Cine e? Un băiat! Da, intrat, hai! Vedeți mai jos! Vreau să vă dau o țigară, dacă vreți. Da, vină cu aici. Stai că mai e un băiat, hai mă și tu! Vină cu mă! Ce v-a zis? A venit să filmăm... Ia, întreabă dacă îi deranjează dacă filmezi. Vă deranjează? Eu sunt în sadă plecăr aici, ideea e altfelă. Cât sunteți? Nu, eu și cu el, dar gen poate să vă bruleze cam ăsta fața, deci nu vă vede la față. Așa, cât vă... Ne dai și nouă ceva frumos. Ia, vezi acolo. Salutare, frate. Salut. Deja suntem cât mai... Deja, că păi nu, că vă dau 10-20 de lei. Dar mai mult nu pot. 20 de lei acolo. Vă brulează fețele, oricum. Sau vă brulez fețele. Dați-o doar, nu știu, să-ți căutați? Să-ți căutați de gardă sau ceva? Nu. Nu, atunci ce, că nu e problemă. Am venit doar să vă dau cu bună ziua, să nu vă deranjăm, că am venit până sus. De 20, e bine, hai. De 20 de lei, e bine. Dar ne ziceți povestea de viață. Dacă ne zice și... E prea lung. Gen, cum ați ajuns să trăiți aici, gen, așa pe scurt sau chestii de genul, nu știu, trăiți de mult pe stradă sau chestii de astea? Că eu mai am făcut cu oamenii așa care trăiesc. Ca să zic că eu am muncit o perioadă. Și acum de cât timp ești pe stradă, gen? Adică... Eu... De 6 luni. De 6 luni? Și cu ce vă ocupați în general, așa? Direct după lagunare. Vă, că aveți păpuși aici, asta ce mai aveți aici? Da. Găsim mai fel de obiecte. Și le vindeți mai departe sau da, cum e cu ele? Mai fică, le facem. Ce este ochiarea? Da, e mișto, da. De exemplu, asta e păpușa, îl și pe ochi, nu?
Gen Chucky parcă e, nu? Tu par cunoscut așa, dar nu știu unde. Poți prin, mai stai prin centru, pe acolo, nu știu, nebunii, nu știu de unde te știu, de undeva. Nu știu, da, el pare cunoscut, dar nu știu de unde. Și aici o face și de mâncare, bă, sau uite, chestii. Da, da, pe aia la sopa. Păi nu mai trebuie să supraviețim și nu mai mâncăm ceva ce. Tu și dormiți aici și iarna? Da. Acum ce? Și cum vă încălziți? Păi, la somă, la alea. Ah. Nu, că se vede, am văzut că era acoperișul, de asta am văzut. Chiar oricum e ascuns bine, gen. Că se vede cum ar veni. E după, nu te gândești să vii din partea aia, asta care vine să facă... Bine, știți, nu faci îngrăție, adică... Ce proprietar? Aici există proprietar. Păi nu, eu am înțeles că e patrimoniul al statului sau ceva, nu e? O parte e vândută și o parte nu, asta cu cei cu roșii nu. Bun, ne scuzați, da, dar voi erați mai devreme și acolo, nu erați voi când am trecut pe acolo, nu? Erau alții, mai erau niște băieți pe acolo. Da, păi mai i-am întrebat, bă, vă deranjăm dacă ne primăm și noi, păi ce a zis că nu. Băi, iau acolo, da. E băieții de aici, în spate. Ok, bine, bine, hai, baftă și mersi. Baftă, salut. Și știți care e problema? Că m-aș duce, gen, să explorăm. Ar trebui să explorăm în continuare. Știți care e chestia? Nu cred că vine să ne nu să vină după noi sau ceva. Dar o să dăm de alții și de alții. Și deja oamenii străzii s-au învățat, vor să fie plătiți. Deci nu mai gata, nu oamenii, oamenii străzii au evoluat și ei. Adică ei vor să fie, să le decartezi ceva. Omul avea să-i dau 100 de lei. Am dat 60 de lei ca să tu fie bine. Tu m-ai trimis acolo jos. Hai bă, că să intrăm și aici, bă, bă, vină cu a. Păi da, pe aici se intră. Vă văd că e o intrare acolo în capătul ăla, dar stai să intrăm la jos. Bă, dar stai că pe acolo nu merge, mă. Că scările alea-s rupte, frate. Stai să n-ai cum, nu, n-ai nicio șansă pe aici. Că m-am uitat eu așa, ia vezi. Deci acolo trăiau ei, frate. Și ai auzit ce a zis, că dacă ei ne mai arată și mai multe locuri. Deci ăștia au o viață lor aici, concepută pe chestia asta, prostituție, droguri, căutau obiecte, ai văzut ce păpuș avea, ca lui Chucky. De tot nu înțeleg cum dorm oamenii ăștia așa în fric, frate, și mizerie. Nu, nu, eu nu pot. N-aș putea. Ce să dorm? Păi da, ei se încălzesc acolo, mă, ard lemne, ard lucruri pe care le găsesc. Bă, când îți vine un ger de la de 25 de grade... Cam ăsta e sistemul. Asta e viața ascunsă în București, oameni pierduți, în modul că nu mai au niciun scop în viață, trăiesc pur și simplu din ce le lasă lumea, din ce găsesc, din furtișaguri, bineînțeles, că doar nu o să ne spună ei niciodată ce au făcut la viața lor și ce n-au făcut sau cu ce se ocupă. Păi totul e bombardat aici, aici nu e un loc, fraților, nu veniți singuri în zonele astea, mai ales seara, niciodată să nu vă gândiți, că sunt unii copii care se uită, poate se gândesc, hai să mergem și noi. Aveți grijă, fraților, că sunt fel și fel de, uite, și acolo mai sunt. Mai sunt trei în spatele nostru. Deci, ca idee. Am mai scos și o hârtie de 100 de lei, nu trebuia să o scot. N-ai, mă, ce să vezi în partea asta, că nu poți să urci. Eu am sperat că poți să urci pe acolo, dar nu. Dar nu merge. Și știi ce e mai nasol? Că noi, dacă stăm aici mult, ăștia o să-și trimită aghiotanți. Își trimită aghiotanți. Și o să ceară și aia bani partea, se duce vorba între el, sună pe ăla, vezi că ăștia se plimbă acum, te vorbește cu ei, vezi că are 200 de lei la el, că a văzut banii mei. Că deja s-au activat, uite. E, camera alea, nu, mă, deja, deja s-au activat. Telefoane. Le fac ăștia produia aici. Hai că plec de aici, vezi că e un metal ieșit. Ce? Acolo, hai să dăm tot în partea aia, du-te încolo, așa. Nu, nu e o zonă foarte sigură, de asta vă zic că nu vă riscați să ajungeți pe aici. Mai ales singur, și o repet când spun treaba asta. Pentru că oamenilor le vin idei. Ăștia sunt oameni care nu mai au pun preț pe viața lor, pe libertatea lor. Deci grămada asta abia stă aici. Poți să cazi în orice moment. Fără frică. Ce? Fără frică. Fără frică, tătuțu. Dă-i pe ele. Știi că aici ești într-un punct în care dacă vine cineva, ești înconjurat. Pe unde fugi? Așa. Pe unde? Poți să te duci pe acolo? Cum sunt? Ia, așa, vedeți, fraților. Ai primit adrenalina în mine. Clădire de acum. 150-160 de ani. Hello! Uite, acolo e o pătură. Nu, și acolo s-ar putea, pe acolo ar putea să doarmă careva. Bă, și zone ca astea mai sunt în București. Eu mai cunosc câteva zone. Dar că nu știu dacă m-aș risca. E una pe lângă Vitan, pe acolo. Pe lângă Mol Vitan, în spate, la Mol Vitan. E mai nasoală. Acolo sunt mai mulți, că e spre centrul orașului mai mult decât zona asta. Și acolo e mai periculos să mergi să faci nebunii de genul pe care le fac eu. Îți crește adrenalina și tensiunea și bătăile inimii. Ia uite. Da, așa se vede. Frumos. Ce? Frumos. Mai vrei să te întâlnești cu ei? Cu mai vrei să iau experiență cu ei, să vorbești cu ei? Da, nu, că m-am prietenit repede. Da, am văzut. Ai tu pe eu. Ce? Să mergi pe asta acolo? În sprint, bagă-i. Bagă-i sprint până acolo.
Hai că nu e înălțime mare. Vezi că nu vreau să te adun de pe aici. N-aș vrea să mai ieși în topele aici pe acolo. Uite ce vă spuneam mai devreme. Am uitat să stric gen. Vă ziceam mai devreme. Lucruri abandonate, furate, vin, caută prin ele, uite, genți aruncate, la fel, încă o borsetă acolo, le fură, vin aici, le despachetează, și ia parada, dacă au nevoie, și le aruncă pe aici. Hai că putem să urcăm la etaj. Păi mergem. Haide. Sunt convins oricum că și poliția vine mereu pe aici și fac razii. Adică, clar, cred că poliția știe de culcușul ăla acolo. Hai să ne mai uităm și pe aici, așa. Și urcăm după aia pe acolo. Am rupt Adidas și pe aici. Păi, ești obișnuit să-i rup, i-ai mai rupt. Ce e aici? Bună ziua! Oare mușcă, mă, mușcă? Ne plimbăm pe aici. L-ai îngrijit pe câine aici sau ce faceți aici? Da, dar nu trăiți aici, gen. Trăiți aici? Eu? Nu știu, vă întreb, că am dat de fel și fel de oameni dubioși pe aici. Păi adevărat, da, că în ziua de azi și oamenii străzii se îmbracă bine. Vreau să mă duc la mașina aia acolo, dar nu, sper că nu sar pe mine, nu? Ce să faceți la mașină? Păi vreau să filmez. Pentru ce? Pentru mine. În mașina aia stau ei. Câinii? Aia e casa lor acolo. Ok, ok, bine, bine, mulțumesc. Nu e bine, bă. Acum vin câinii după noi. Am produs haos, hai să plecăm de aici. Fugi! Fugi că vin câinii după noi. Ai zis că se poate, ai zis că se poate urca pe acolo? Hai că acum vin după noi. Ușor că... Fără frică tot. Aici ai suspectă treaba. Pornește la antenă. Vezi că n-am antenă, lasă-mă, nu, că îi sperii pe ei. Stingem o lanternă prima dată, mă. Că nu se merge. Ce văd, mă? Păi, o aprins după. Ia vedeți, fraților. Aici sunt lucruri de care ei se folosesc. Și nu e chiar recomandat să vii pe aici. Uite. Pături, chestii aruncate, lucruri găsite, o fripteoză, o de-asta de crac câini. Hai de puțin. Cred că coborâm la subsol, ține-te bine. Ce? Cred că coborâm la subsol. Ce vorbești, mă, că pe acolo mă bag? Unde mă vezi să coborâm aici? Dar vezi că se coboră mult, adică... Vezi? Picături că de acolo nici nu mai poți să mai ieși, dacă e se întâmplă ceva. Aici, sar direct. Păi eu zic că n-ar trebui să ne riscăm. Chiar în halul ăsta. Nu faci ceva, fă ca lume. Ia vedeți, bă, fraților. Deci se coboară undeva la subsol. Hai mă, du-te, dacă tu zici că te duci. Ia uite aici. Hai, mamă, sunt, e plin de încăperi, frate. Dar dintr-o încăpere în alta, frate. Uite-mă aici, sunt lucrurile lor. Plastic, gunoaie. Ce adună ei lucruri de-astea? Hai mă, să ieșim, numai lumina să-ți vadă ea lumina. Ideea e că nu-ți fac nimic, dacă ți-a zis că poți să intri, dar nu vreau să... Acolo la ieșire ne cere taxă de protecție. Deci uite, bă, câte gunoaie au adus aici, frate. Uite ce e acolo. E plin de saci cu gunoaie. Bine, aici vin și ăștia cu firmele și aruncă gunoi aici. Practic a devenit și un coș de gunoi totul. Da, bă, aici doarme cineva, frate, uite. E pat făcut cu țigări, cu toate alea. Hai să plecăm aici. Că e curat, uite, are haine puse acolo. Hai că nu vreau să vină omul aici. Hai să ieșim, hai să plecăm aici, ajunge. M-am panicat, hai, ieși. Ieși. Fugi. Știi că a zis ăla că vrea să ne mai arate și alte locuri. Pe unde am venit? Aici. Hai, du-te, că nu mai vreau să mai stau aici. Oprește lanterna, m-am panicat. Deci acolo era un pat. Uite, cu uscător, frate, avea uscător. Trebuia să iau uscător, că era nu de uscător. Nu mai dai bani pe uscător. Mă, fraților, nu veniți aici. Sfatul meu, sincer. Oricât de iubitor de adrenalină ați fi, nu veniți prin zonele astea. Aici trăiesc ei, fraților. Aici e bârlogul aurolacilor, cel adevărat. Hai, du-te, du-te. Uite că nu e nimic. Bă, dar ai văzut că era curat acolo, frate. Bă, hai să nu mai înaintăm pe aici. Era scara, mă, de mers la etaj. Pe ce, mai vrei să mergem și la etaj?
Pe tot am venit. Am arma pregătită. Hop, hop. Glumesc. Drucu. Ce, dau ce, biceagul? Bici. Vezi că are etaje, ca lumea, nu? Păi are, are etaje, dar vezi că și scările astea sunt periculoase. Adică poți să te duci în nas în orice moment. E acolo trăiesc, mă, la subsol, că acolo e cald. Mie, sincer, mi-era cald, acolo m-au luat căldurile că mă panicasem. Deci avei, dai un fotbal de picior, știi, adică merge, faci puțin curat, pui niște de alea, forță, petrecerea alea. A părut că am auzit niște fluierături, ca niște semne. Așa, știi? Mamă, ce am panicat, am zis că le aud din nou acum. Uite, bă, Adidas. Ce ai nevoie de Adidas, ia uite. Sunt buni, chiar n-au nimic, uite. Da, mă, pune mâna pe ei. Putea să fie un culcuș. Candy This Way. Asta? Ma, Candy This Way, știi, cam filmele alea de groază. Dar ce înseamnă asta? Acadele This Way, știi, încolo, știi? Adică dacă vrei să experimentezi Dușa. Ceva, vii pe aici. Dar nu mai urcăm pe zona asta, no, că e și greu de urcat. Așa. Aici au fost și alții, mă, dar aici e mișto să vii în grupuri de câte 5-6. Să nu vii în 2, că în 2... Să nu mai zic că dacă veneam singur, cum am avut o nebunile la mai de mult, de mă duceam singur și exploram. Deci noi suntem aici, unde suntem noi la zăpăceală și nebunie. Și nu știu, cred că se vede pe cameră, nu? În partea așa ce vedeți? Blocuri, mă, oamenii trăiesc aici, de pe geam, ei ne văd pe noi acum. Cum noi ne uităm la ei în balcoane, ei se uită la noi, uite. Cartier, aici, în obor, sau ce zonă e asta? Obor e, nu? Da, aproape zona de obor. Asta, aproape de obor. Ia uite, bum. Aici te-ai aruncat și direct. Uite, vezi că e un clasic. Oare bunicul la țară? Mă, ce m-am panicat de porumbelul ăla. Serios? E un clasic, da. Și asta e tot furată, ce crezi? S-a dus bateria la telefon. E, 7900. Mi-a luat puțină panică, am uitat cum e să explorezi. M-am cam problema panic, e că nu explorezi un fort ăsta, dar tu explorezi unde stau oamenii care poate să ascund, Una e când explorezi un fort la marginea Bucureștiului, când știi că practic acolo nu trăiește nimeni, doar dacă așa, printr-un fel să zicem, dai nas în nas cu ei. Alta e când vin locul unde trăiesc ei, deci asta e lumea lor aici, aici nu-i deranjează nimeni, aici se retrag, aici nu vine lume să-i bată la cap. Bine, mai vine câte un Varlam și un Răzvan și un Sherry Vlog sau cine mai vine pe aici. Și când zic Sherry, nu zic Shelly. Sherry Vlog. El a fost și el aici, a filmat acum 2 ani. Eu, femeia e tot acolo cu câinii. Bă, sunt și oameni iubitori de animale care, uite, vin prin zonele astea, crește 7, 8, 10 câini. Păi da, mă, dar gen, ai venit să stai pinte de rământuri, tot ziua cu câinii. Uite, ea practic și petrece duminica. Bine, nu e ceva grav, e bine, foarte bine, că e iubitoare de animale. Dacă nu m-aș duce la muncă să zici că stau pe acasă, da, aș veni să dau la câini. De ce uite, asta vine și stai aici cu câinii și uite, îi filmează. Bine, și duminica. Câinii aproape trăiesc într-o mașină. E așa, dacă stai aici aproape. Sper să nu-i dau un prânduial acum, să vină hingherii să ia. Băi, fraților, cam asta a fost treaba. Suntem tot în dărâmături. Am zis să fac finalul de videoclip totuși pentru că nu mai am baterie la GoPro. Uitați cum arată zona asta din partea asta. Practic zici că ești în război. O zonă de război, undeva, v-am zis, Ucraina, fâșia Gaza. Cam asta e... Cred că și acolo e mai frumos. Asta e senzația, asta e sentimentul. Cu voi a fost Varlam, fraților, din zona asta creepy. Cu Răzvan împreună, că singur n-aș fi venit aici, trebuia să apelez la cineva, să vină cineva cu mine. Eu mi-au rămas bun de la voi. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu știu, dați un like, distribuiți, comentați și dacă v-a plăcut, bineînțeles, poate o să mai fac videoclipuri de genul. Dacă știți locuri abandonate ca ăsta în București, scrieți-mi în comentarii și eu promit că am să revin. Locuri în care n-am mai fost, pentru că am mai făcut clipuri cu explorări. Gata, cu voi a fost Varlam, fraților, toate cele bune pe data viitoare. Pa, pa! Ia zi, Răzvane! Pa, pa! Ce pa, pa? Da, pa, ce la foame. Tine. Ce foame, pa, pa!